Oameni buni, următoarea invitație au avut parte de cea mai tare aventură din viața lor. Au făcut baie în apă înghețată, au văzut pinguini în mediul lor și au dormit sub cerul liber. Ciucă, ceea ce ne dorim și noi să facem. Și să facem asta, trebuie să ajungem în Antarctica, acolo unde Andreea și Ionuț Chiperi au fost, pentru că ei sunt singurii vloggeri din România care au imagini de acolo și pe care vor să le împărtășească cu noi, cu toți cei care ne uităm la emisiune. Ia și în același timp să le spunem celor de acasă că și ei pot să facă treaba asta. Că oamenii ăștia au plecat de nicăieri, adică de la zero și au ajuns să fie foarte cunoscuți, dar aflăm mai multe de la ei după ce vedem imaginile. Începe o nouă zi aici în Antarctica, o să fie o zi specială, o să vedeți și voi. Deocamdată începem cu o cafea băută printre ghețari. A nins toată noaptea și încă ceva, așa a arătat tot drumul nostru de ieri până azi și exact așa s-au văzut ghețarii din camera noastră. Dar e o dimineață minunată, perfectă, aș vrea să spun, cu ninsoare, cu frigul ăsta de decembrie. Ne-am odihnit, dar într-adevăr, adevărata Antarctică. Intrăm, de fapt, în inima polului frigului, pot să spun, dacă vă pot juca cu cuvintele, să fiu mai poetic. Acum se întâmplă ceva cu totul și cu totul unic și inedit. Polar Plunge-ul, adică oaspeții sunt invitați să sară dezbrăcați, mă rog, în costum de baie, în apă. Ion a decis că e pregătit să sară, îl susținem, mergem repede să se schimbe. Mai, mai, că aș sări și eu. Wow, e răcoare, să știți ce e în capul meu. Afară ninge, e un peisaj autentic de iarnă, sunt temperaturi negative, cu siguranță. Mama mia, deja încep să am emoții. Hai, Ion! Bravo! N-am avut timp să simt frigul. Mama mia! Super experiență! Simt că mi-a înghețat corpul instant. Gata, e timpul pentru o nouă activitate. Activitatea se numește snowshoeing. Uitați-vă puțin, e plin de pinguini. Wow, mititei, uitați-vă la ei, sunt tot gentul. Bineînțeles că au cuiburi, adică nu se află întâmplător aici. Cum se văd icebergurile plutind pe apă și cum se văd micuții urcând către cuiburile lor. Înceapă o nouă aventură, dormit sub cerul liber în Antarctica. Încep să am emoții că îmi dau seama că se întâmplă. Am ajuns în paradis. Băi, trebuie să facem liniște, pentru că fix aici lângă noi sunt niște foci care dorm și a spus ghidul nostru că dacă suntem norocoși ne pot cânta la noapte. Asta este cea mai frumoasă cazare din viața noastră și am pășit pe continent! Yay, că te-am spus asta! Uitați-vă cât de aproape o să fim noi de foci! Am primit salteluțele, iar acum trebuie să ne găsim locul de campare. Îl alegem noi, unde vrem. Vrem vedere spre ghețar, mergem aici în spate. Vrem vedere spre toată deschiderea asta, spre golful ăsta, stăm aici. Ion și-a ales locul unde o să doarmă, adică în zona asta. E frumos? Bate puțin curentul aici, mie așa mi se pare. Stăm jos sub zăpadă. Eu o să aleg să dorm cu fața înspre icebergurile astea. Și cam așa arată împrejurimile. Practic fiecare și-a ales așa un loc pe margine încât să aibă o priveliște. Steagurile astea înseamnă că nu avem voie să trecem de ele. Avem un perimetru destul de bine definit, iar aici în față este toaleta, o toaletă cu super priveliște și partea amuzantă e că atunci când cineva folosește toaleta, trebuie să le pună în X, înseamnă că e ocupat. E rece, sacul, e rece! Nu am avut voie să luăm absolut nimic cu noi, adică nici măcar un fursec, nimic, pentru că nu avem practic voie să contaminăm Antarctica. Îndată e bine, liniște, s-a lăsat liniștea, cred că s-au culcat colegii noștri. Te gândești că noi am plătit o avere să dormim aici în zăpadă?
Cunoști, cam așa arată lumina. Mă gândeam ce zi am avut. Cred că a fost una dintre cele mai interesante, cele mai intense. Am simțit că trăiesc, de-a dreptul. Mulțumesc, Antarctica. Mulțumesc, Andreea și Ionuț Echiperii, că sunteți aici și că vreți să ne arătați aceste imagini și să povestim despre aceste lucruri, așa că hai, hui, pe la noi! Bună și bine ai venit! Domnule, este îmbrățișez. Mă bucur, Andreea, să luăm un loc. Salut! Mulțumesc, Antarctica! Câte grade erau acolo? Când mulțumeai așa, bucuros? Cred că minus 5. Doar minus 5? Așa, da. A, minus 6 erau când am plecat azi dimineața la 7 la școală copii, așa că... Se mulțumesc, Bilfov, Pipera, minus 6 grade dimineața. Perfect. Ce faceți? Cum sunteți? Noi suntem pe experimente, deci avem cafea, apă cu lămâie și apă simplă și e doctorul în spatele camerei de filmat care ne ia alcoolemia după ce mai mâncăm și bomboane cu alcool. Nu știu dacă ați văzut mai devreme, n-ați văzut. Nu am prins. Da, nu e nicio problemă. Ce faceți, cum sunteți? Bine. Bine. Ne-am dezghețat. Gata? Cum a fost? Prima dată când ați ajuns în Antarctica și prima dată când niște vloggeri ajung, youtuberi în Antarctica. Din România. Din România, pentru că eu mi-aduc niște aminte de niște imagini fabuloase pe care cred că le-am arătat chiar aici la emisiune cu Anatol Untură din Republica Moldova, care a fost într-o expediție asemănătoare în Antarctica. Bine, și noi am fost într-o expediție. Era cel mai mare vis al nostru să ajungem în Antarctica. Cred că orice călător își dorește să pună piciorul pe Antarctica, pe al 7-lea continent. Și am vânat, cred că vreo 2 ani de zile, oferte, pentru că e foarte costisitor. E greu să ajungi acolo? Da, e scump. Și numărul celor care ajung e limitat. Până anul trecut, cred că erau 35.000, acum sunt 100.000 de oameni care anual ajung în Antarctica. Și atunci prețul unei expediții este foarte mare. Dar până unde ajungi cu avionul sau cum faci? Nu mergi cu avionul, am plecat cu un vas. Ajungi cu avionul până unde? Până în Argentina. Ushuaia, până în Argentina și din Argentina? Vasul de expediție, croazieră și vreo 10, 11 zile, 15, depinde pentru ce variantă optezi. Și pentru că sunt doar 100.000 de oameni care pot să facă genul ăsta de expediție, de asta este și costisitor. Da. Poți să și zbori, sunt curse comerciale, dar... Pe Antarctica, da, pe continent. Da, 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 dar e mai complicat puțin. Așa, ai totul inclus... Pur și e ca simplu o croazieră, te bucuri de altfel. Experiență. Știu că ați fost și voi vara asta. Pe croazieră. Băi, da, a fost cea mai frumoasă experiență pe croazieră. N-am crezut așa ceva și nimeni nu a vrut din apropiat și din prieteni să meargă. Toți spuneau în primul port, noi coborâm și ne întoarcem, că o să amețim pe vas, că nu știu ce, nimic, impecabil. Deci una dintre cele mai frumoase vacanțe pe croazieră a fost. Serios. Nu ai nicio grijă de destinație. Și știi de care e culmea, nu? Că dacă tu ții croaziera de acum pentru la vară, 7 zile pe croazieră te costă mai puțin decât 7 zile la Mamaia, garantat cu tot ce vrei tu. Clar. Serios, nu e așa? Da, așa e, da. Bun, haide să vedem. Și a fost cea mai frumoasă călătoria voastră în 2023? 3. Da. Este top acolo? Da, e top călătorie, să spunem așa. Se află în vârful destinațiilor. Eu nu-ți spunem cum a fost acolo. Ce ai simțit cel mai tare? Când am sărit în apă? Da. Sau nu știu, ce a fost cel mai tare pentru tine acolo? Primul contact cu pinguinii, pentru că mereu mi-am dorit să-i văd în mediul lor natural și apoi atunci când am sărit în apă, a înghețat, avea aproximativ 2 grade. Uite-te aici cum sunt. Da, acela e un arc natural din gheață. Natura este fabuloasă în Antarctica. Dar vedeai cum se și prăbușesc acolo ghețarii? Da, se auzeau... Da, da, da. Și nu aveam voie să ne apropiem cu bărcile de ei, pentru că exista posibilitatea asta în orice moment să cadă un iceberg lângă noi și nu ne doream asta. Aici am dormit în zăpadă, afară. A fost cea mai costisitoare noapte de cazare pentru noi, pentru că am plătit o mică avere să stăm câteva ore pe continentul Antarctica. Adică? Într-un sac de dormit? Într-un sac de dormit. Nu, am plătit undeva la 800 de dolari. 790 de dolari, da. Două persoane. 790 de dolari. Două persoane. Ca să puteți să stați afară cu sacul de dormit? Da. Și a fost bătaie pe această experiență, pentru că trebuia rezervată din timp, existau locuri limitate. Se întâmplă, adică, ce s-a rezervat acolo? Doar locul? Doar locul. Să mergem câte persoane. Sacul de dormit era al vostru? Sau nu. Îți dau ei totul. Special. Special. Da, da, da. Pentru care exterior. Să reziste la minus 20 de grade. Da, a fost super, bă. Da, o... Ai dormit în noapte? Nici n-ai dormit. Eu am dormit 2 ore. Păi dă-te 100 de dolari. Dormi acolo când puteai să te duci la stele. Să... Păi nu. Nu-i nimic, a? Nu apunea soarele, a fost tot timpul zi. Era zi polară și lângă noi, culmea, dormeau niște foci.
care aveau, cred că, vreo 5 metri minim fiecare. Dormeau focile lângă. Da. Și le auzeai da, cum sfărăiau, să zic așa. Se auzeau tot felul. E mai ușor că te-ai și noi aici. Da. Spectaculos. Mă, Andreea, dar tu uite, toată multă lume se întreabă și sunt foarte mulți oameni care se uită și poate zic, da, uite unde se duc ei, uite unde călătoresc. Dar voi ați plecat de la zero, când am spus ceva mai devreme, și ați plecat pentru că la un moment dat tu te săturasei de muncă sau cum a fost? Nu. Sau a avut o problemă din cauza prea mult de mers la muncă? Chiar am povestit recent pe Instagram că eu m-am luptat și încă mă lupt, să zic, cu anxietatea. E boala secolului, să spunem așa, una dintre bolile secolului și asta a venit ca un rezultat al mai multor episoade pe care le-am trăit în viață. De ce însemna că te lupți cu anxietatea? Adică... Aveam atacuri de panică în anumite situații. De exemplu, da, nu ieșeam din casă singură, evitam interacțiunile sociale, eram foarte, foarte retrasă. Nu mergeai mergeam cu metroul. Da, cu metroul, eu în București nu circul, nici acum nu sunt pregătită, dar da, eram, ieșeam în oraș doar dacă mergeam împreună și mergeam la job, atât. În rest, încercam să evit tot stimulii care mi-ar putea provoca o stare de disconfort. Și cred că asta a durat cam toată anxietatea dusă la extrem, să spunem așa, că s-a întâmplat să ajungem și la spital, cam 2-3 ani de zile, după care am luat măsuri, am lucrat foarte mult cu mine și rezultatul este proiectul Haihuin 2, care mă scoate din zona de confort în fiecare deci, zi. Deci, practic, tu ai pornit proiectul ăsta ca să scapi de problemele de anxietate și de atacurile de panică? A fost mai mult ca un rezultat al lucrului cu mine. A urmat după 3 ani de atacuri de panică, 2 ani în care am lucrat foarte mult cu mine și am ajuns să fiu bine. Și atunci am spus, ok, nu e viața pe care mi-o doresc să locuiesc în București, să am un job de la 9 la 5, nu mă regăsesc neapărat în tiparul ăsta. Și proiectul a venit ca un... Ca un medicament? Da. Da, ți-a recomandat cineva treaba asta? Nu, că de asta zic, mă gândesc că, ok, tu anxietate, dacă te duci în avioane, sunt mulți oameni. Dar nu-mi place cu... să zbor nici acum, de exemplu. De asta, tot te, adică anxietatea nu e ca și cum ai scăpat de un oraș și te-ai dus și ai găsit liniște. Te duceai tot în aglomerație. Numai că știi că călătorești mereu, că e altceva, cred că, nu? Da, și mă ajută călătoriile să mă descopăr foarte mult și cred că adică, întotdeauna spun asta, că în călătorii nu e vorba doar despre locurile în care ajungi, ce vezi acolo, culturile pe care le întâlnești, e mai mult despre tine, cum reacționezi tu în experiența respectivă. Și uite, de asta foarte multă lume tot ne atrage atenția când arătăm frumosul sau da, destinațiile da, frumoase prin care mergem. Noi tot timpul spunem, mă, ce frumos e, mă. Nu știu, ce frumos e în Bora Bora, ce frumos e în Filipine, în Thailanda. Și da, pentru că ne propunem să vedem frumosul în lume, de asta am plecat. Să vedem frumosul în lume, ce bine sună, să vedem frumosul așa de lângă noi. De noi depinde, iar Haihui în doi pot să fie văzut pe YouTube, pe Instagram și pe Facebook. Și deci dacă vreți câteodată să vă relaxați, intrați pe YouTube Haihui în doi și vă puneți acolo câte un video și vedeți mai departe. Mai sunt colegi de-ai voștri care fac lucrurile astea senzaționale. Cristi și Ralu, la fel, i-am descoperit. Cristi și Ralu, da, Backpack Your Life. I-am descoperit acum așa, erau prin Argentina, apoi prin Canada și mă uitam și ziceam, băi, ne pare câteodată că e ușor ce faceți voi, dar e foarte multă muncă. E foarte multă muncă. Max și Ștefana, Max Pev și Ștefana, prieteni de-ai noștri care au venit de multe ori aici și tot așa, mă rog, și ei călătoresc, au doi copii superbi și călătoresc, pleacă, să... nu ca voi. Noi facem asta full-time. Full-time și de asta zic, adică... Dar nu e o vacanță oricum. Și nu e o vacanță, nu? Da, nu? Uite, sunt foarte mulți oameni care vă transmit salutări și vă urmăresc pe YouTube. Hai, îi salutăm și noi. Așa că căutați. Cineva zice în Antarctica 6 luni e zi, 6 luni e noapte. Da, e ziua polară, respectiv noaptea polară, cum e și în Norvegia, Islanda, țările, în general, în țările nordice. Întreabă pe Andreea și pe Ionuț, au cântat focile noaptea aia? Da, și se scrie Andreea, exact cum vedeți când ne ceartă cineva. Domnule, Andreea cu 2 de. Nu, așa o cheamă pe fată. Andrei, pentru că... Andreea, pentru că pe tatăl ei îl cheamă Andrei. Suntem născuți în aceeași zi. Și da. Uite, zice cineva, promit că voi vedea toate emisiunile. A, Ciucă vorbește cu telespectatorii. Și cineva zice că o să vadă toate emisiunile. Vorba aia, români sunt peste tot. Până și în Antarctica, uite că au ajuns găsit, de români. Da. V-ați mai întâlnit cu românii acolo? Primul ofițerul vasului de expediție era român. George, pe care îl salutăm. Da. Noi trei eram singurii români de la bordul vasului. Și în general, în toate călătoriile noastre întâlnim români peste tot în lume. Nu există loc în care să fie ajuns. Niciun loc.
Să nu fie rău. Suntem o țară atât mică. Și pe vasul ăsta, când a fost pe croazieră, la fel, erau mulți români. Erau unii fabuloși. Adică în primii cinci din conducerea vasului. Adică dacă obicei... era un tip alen, la fel, ce prestanță și ce respectație erau, știi? Adică de către... Sunt foarte bine văzuți românii. Da, de obicei românii au funcții de conducere. Am mai întâlnit români în croaziera din Australia. La fel. Întreabă cineva dacă în Congo aveți de gând să mergeți. Acum plănuim o expediție, să spunem așa, în Africa. În câteva zile plecăm. Cineva ce s-o salutați pe mama mea, Soloviev Maria, e dor, trimite cineva mesaj din Congo și știe că mama se uită la emisiunea noastră. Unde urmează să mergeți anul ăsta? Ce urmează să faceți? De obicei nu ne facem planuri pe termen lung, că ne stresează. Pune presiune pe noi ideea asta, dar deci știm că plecăm, uite, nu avem bilete de avion și noi trebuie să plecăm vineri, adică sau sâmbătă, poimâine, da. Plecăm în Namibia și probabil în Africa de Sud pe urmă, apoi, nu știu. Vedem, exact. Vedem, da. Noi de obicei stăm mai mult cât ne permite viza într-o țară. Păi vedeți că e și Cupa Africii la fotbal, s-ar putea să fie biletele mai scumpe. Nu știu, nu sunt microbist. Nici eu, dar ne avem telespectatori care sunt foarte vigilenți. Păi oameni buni, foarte frumos și când ne uităm la imaginile astea, nu-ți vine să crezi, de fapt. Cred că acolo îi mulțumești lui Dumnezeu că... Să știi. Nu, că respiri, simți conexiunea asta altfel. Că te uiți la un ecran imens, că nu trăiești asta în realitate. E foarte frumos și recomand tuturor celor care își doresc să ajungă în Antarctica să facă pasul ăsta. Foarte tare. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi mulțumim pentru oameni invitație. Buni, dacă mai aveți recomandări pentru noi de oameni care fac lucruri fabuloase, trimiteți-ne și cu toții ne vedem la emisiune. Dragilor, aveți grijă de voi, călătorie plăcută. Mulțumim. Ionuț, mai bine să ne trimiți imagini. Trimite-mi. Andreea, mulțumim mult de tot. Și mergem mai departe.